Pentru investiția de la Pătârlagele, în ședința de ieri a Consiliului Județean a fost adoptat un proiect de hotărâre pentru preluarea unui teren de peste 2000 de metri pătrați, pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău urmează să construiască, în parteneriat cu Fundația Hope and Homes for Children, România, două case de tip familial. Proiectul beneficiază de fonduri europene. Investiția va fi pe fonduri proprii și fonduri europene. De regulă, toate astea se duc, se învârt la un, eu știu, până într-un milion de euro, dar iară să vedem ce și cum se va întâmpla. Fiecare va avea, eu știu, ca și rezidenți, uite, nu, să găsim un termen totuși corect, de aproximativ 16 sau 10 copii, depinde acum de necesitatea și de lucrurile care vor fi la momentul respectiv. Procesul de închidere a centrelor DGASPC Buzău prin înlocuirea acestora cu locuințe de tip familial se înscrie în Programul Național de Dezinstituționalizare a Copiilor aflați în centrele de plasament aparținând sistemului de protecție. Președintele Consiliului Județean ține să menționeze că DGASPC Buzău este fruntaș în țară în ceea ce privește înlocuirea centrelor clasice cu foarte mulți copii cu case de tip familial cu un număr mai mic de copii. Noi, prin asistența socială, am reușit să facem în așa fel, încă o dată mă repet, prin profesionalismul celor de acolo, să fim unitatea de asemenea profil de asistență socială și protecția copilului, fruntașă, cred că suntem fără lipsă de modestie, pe primul loc în țară, în implementarea programelor, suntem printre puținii, și dacă nu singurii, care am implementat proiectul pentru ca anumite persoane, mă refer aici a copii și așa mai departe, cu anumite probleme. Nu-mi place să vorbesc despre problemele, pentru că sunt și ei oameni și fiecare putem să avem probleme de acel gen, nu se știe niciodată. Unde am încercat să îi aducem într-un și s-a reușit să-i aducem într-un mediu familial, să facem proiecte pe fonduri europene, să aibă un cadru, dacă vreți, atât de învățământ cât și de locuit și de a încerca să-i aducem cât mai aproape în societate, ca mai devreme sau mai târziu să putem să integrăm după posibilitățile lor în societate. În cele două case de tip familial de la Pătârlagele vor fi mutați rezidenții Centrului pentru Copilul cu Handicap Sever numărul 8 din municipiul Buzău. Până acum, la nivelul județului nostru, au fost create 8 module rezidențiale de tip familial.